De la 1 aprilie curent, pensiile vor fi indexate cu 6,8%. Mecanismul actual de indexare a pensiilor presupune indexarea diferențiată a pensiilor în funcție de mărimea acestora. Ca urmare, a fost stabilit și cuantumul pensiei minime indexate. Pensia minimală de guvern a fost stabilită pentru 2017 în mărime de 961 de lei, ce este deja unică, cum pentru angajații lucrătorii în sectorul de economie, cum și pentru sectorul agrar. Din 961 de lei. Și din cuantumul dat deja se stabilește pensia minimă, adică indexând suma dată, noi obținem pensia minimă la 1 aprilie, care deja este în vigoare, de la 1 aprilie de 1026 de lei și 35 de bănuți. Asta va fi pensia minimă cât pentru agricultori, așa și pentru economia națională. Respectiv, pentru pensiile de dizabilitate vor obține 75% dizabilitate severă, care va alcătui 720 de lei 75 de bănuți, pentru dizabilitate accentuată 70% și va fi 672 de lei 70 de bănuți și pentru dizabilitate medie de 50%, care va fi de 480 de lei și 50 de bănuți. Indexării vor fi supuse toate categoriile de pensii. O modificare ține de valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile aflate în plată. Procedura de valorizare a finisat în Basarabeasca, noi toate listele deja le-am pregătit să se meargă la plată conform dății de plată a beneficiarilor, ei deja vor primi și valorizarea. Poate pensionarii să așteaptă la ceva, o sumă mare, dar valorizarea, cum am spus, a fost valorizarea a venitului, adică respectiv care au avut venit și s-au mulțit la coeficientul de valorizare, respectiv au avut și majorarea bună. Care au avut venit puțin sau care au avut deținătorii cotei de pământ, unde ei au dreptul, achitând contribuțiile, la stagiu și la pensia minimă. Clar că acolo mulțit zero la un coeficient, îți primești la orice coeficient, ar fi oricum e zero și vor fi pensionari cu părere de rău, care într-adevăr valorizarea va fi egală cu zero. Că în afară de indexare nu ar avea decât indexarea și suportul, deja depinde de mărimea. Ludmila Don ne-a oferit explicații și referitor la suportul financiar pentru beneficiarii de drepturi sociale. Pensiile care au fost de mărime mai mică de 1500 de lei, plafonarea au fost achitate suporturi pentru persoane cu stagiu complet 180 de lei, pentru stagiu incomplet de 100 de lei. Dacă după indexare mărimea pensiei va depăși deja 1500 de lei, înseamnă că suportul nu rămâne încă plus acele 180 de lei, dar pur și simplu se face diferența între pensia indexată și cele 180 de lei. Adică cât, de cât persoana să nu rămâne încă și în pierdere. Că dacă după indexare l-a obținut 60 de lei, dar i s-a luat 180, clar că el nu s-a majorat pensia, dar s-a micșorat. Și de asta statul a făcut așa un calcul, că totuși se menține măcar pensia inițială până la indexare, să nu fie mai mică. Suportul financiar din partea statului și indexarea pensiilor nu schimbă prea mult situația celor vârstnici, care continuă să trăiască sub pragul sărăciei. Dacă era o majorare mai mare, era mai bine. Totul e scump, peste tot trebuie de plătit. Mai bine nu va fi. Dacă cineva are o pensie de 7.000 de lei, atunci va fi și o majorare oarecare. Iar dacă pensia este de 700-800 de lei, atunci ce fel de majorare? Asta e nimic, ajunge doar pentru câteva pâni și atât. Conform datelor statistice, în raion sunt 6.583 de pensionari.